Prețurile de referință la gazele naturale în Europa au coborât la cel mai redus nivel de după luna septembrie 2021, în condițiile unei ierni blânde și a faptului că statele europene au rezervele de gaze aproape pline. Este însă puțin probabil că acest lucru să reducă din facturile consumatorilor moldoveni. Ori țara noastră a achiziționat deja volume de gaze suficiente pentru întreaga iarnă la prețuri mai mari decât cele de acum. Primarul Capitalei Ion Ceban, a criticat guvernul și a întrebat decidenții de ce nu sunt revizuite tarifele. În replică, ministrul infrastructurii Andrei Spânu i-a cerut lui Ceban să reducă tariful pentru călătoria cu troleibuzul înainte de a se expune pe subiecte din domeniul energetic. Primarul Capitalei Ioan Ceban a întrebat guvernul într-un mesaj pe Telegram de ce nu este revizuit tariful la gaz în condițiile în care la bursa europeană prețul a scăzut sub 600 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Noi continuăm să procurăm 1000 de metri cubi cu un preț de până la 1300 de dolari, iar tariful pentru un metru cub rămâne să fie în factură aproape de 30 de lei cu TVA. De ce nu sunt revizuite prețurile și nu este făcut recalcul lunar? Este o întrebare crucială pentru guvernul actual. Cu ce se ocupă acest guvern? De partea cealaltă, Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a declarat că executivul planifică și va achiziționa în continuare gaze de pe piața europeană. Ministrul a explicat că guvernul nu a așteptat reducerea prețului ca să fie cheltuite toate cele 300 de milioane de euro alocate de la BERD, deoarece obiectivul guvernului a fost să asigure țara cu gaze cât mai curând posibil. Așa au făcut toate guvernele din țările europene și așa este responsabil. Ar fi fost irresponsabil să nu cumpărăm suficiente volume de gaze pentru această iarnă și să așteptăm să scadă prețurile. De asemenea, nimeni nu poate prezice modul în care se va comporta piața și ce prețuri pentru gaz vom avea. Prețurile pe piață se pot schimba la o zi la alta în funcție de foarte mulți factori. Amintesc că prețul pe piață a ajuns și la 3400 de dolari vara trecută. Îi recomand domnului Ivan Ceban să reducă tariful pentru o călătorie cu troleibuzul, înainte de a se expune pe subiecte din domeniul energetic. Îi reamintesc că tariful la energie electrică a scăzut considerabil pe parcursul lunii decembrie. În acest sens, Andrei spânu a amintit că ANRE este instituția responsabilă de stabilirea tarifului la gaz. Voi veni cu recomandarea către Andrei să analizeze în cel mai scurt timp datele și să decidă dacă sunt premise pentru reducerea tarifului, a punctat ministrul.